Pe plan local, în această perioadă, definitivăm candidații noștri pentru funcția de primar și mai avem discuții cu colegii ai noștri care și-au manifestat dorința de a candida pentru funcția de primar în afara primarilor în funcții și sperăm ca în cel mai scurt timp să vă prezentăm toată echipa PNL care va intra în lupta politică la alegerile locale. Pot să vă spun de asemenea că luni în Biroul Politic Național și în Biroul Politic Executiv va avea loc validarea, se va realiza validarea candidaților la funcția de președinte al Consiliului Județean, la care, așa să spun, știți, este domnul Marco Valentin, cât și a primarilor reședință de județ în calitatea subsenatului. Tot în această perioadă am început să demarăm unele acțiuni și de organizare și în teren, astfel încât să consolidăm poziția organizațiilor locale și să așteptăm cu speranțe ca rezultatele pe care le obținem în cadrul acestor alegeri să fie pozitive. Noi niciodată nu ne-am votat. Noi am încercat să ne facem treaba, să muncim și să obținem rezultatele cele mai bune. De asemenea, vreau să aduc la cunoștință pe această cale că în ultima perioadă au apărut tot felul de articole virulente la adresa noastră. Noi nu ne asumăm nimic de ceea ce spun acești oameni care vor să denigreze conducerea Partidului Național Liberal la nivelul județului Călăraș. Îi lăsăm să-și facă treaba între ghilimele, pentru că, după cum știm, în afară de a denigra și arăta cu degetul, nimeni nu a spus ceva din realizările făcute de anumite persoane. Într-adevăr, unele realizări sunt în fază incipientă și la noi, și dacă nu încep cu documentele care trebuie să fie beton din punct de vedere al legilor care guvernează aceste proiecte, realizarea lui devine poate periculoasă și noi nu vrem să avem aceste probleme. După cum știți, proiectele pe care le avem sunt în diferite stadii. În cel mai scurt timp vor începe lucrurile și la Piața Mare. Cei de la după strada Titulescu au început și familiile de luni începe să spargă zona din spatea școlii numărul 5. Am avut astăzi o discuție cu cei de la poliție. De asemenea, pe strada Grivița au început să branșeze și astăzi se pare că este ultima casă care va fi branșată la noile alimentări cu energie, ca de luni, marți, cel târziu, să începem să scoatem stâlpii de alimentare cu energie, da, în zona de la, pe lungimea dintre strada Eroilor și Bulevardul Cuzavoia. Noi așteptăm cu încredere evoluția ulterioară a lucrurilor și timpul va dovedi că vorbele pe care noi le spunem în diferite întâlniri cu dumneavoastră sunt, sau pe chef, sunt bine fundamentate, iar rezultatele se vor vedea. La ultimele alegeri, când spun ultimele alegeri, mă refer și la cele europarlamentare și la prezidențiale, mulți s-au lăudat, dar au pierdut. Noi nu ne lăudăm nici acum și sperăm din toată inima să câștigăm cu un scor bun, astfel încât să reîntregim familia PNL, să avem cele mai multe voturi la Consiliul Județean, atât la președinte, cât și la consilierii locali, județeni, să facem majoritatea, astfel încât să păstrăm în continuare ceea ce am câștigat anterior.
cei care au plecat sau vor pleca de la noi, cu părere de rău, este alegerea lor, dar fiecare partid își organizează activitatea organizatorică, ca să-i spun așa. Cine a plecat, domnul președinte? Păi, încă nu știm, am vorbit. Cei care pleacă, n-am nominalizat. Vom vedea astăzi. Păi cum să nu știți? Vreau să aflați în presă? Nu. Dar nu vreau să nominalizez, dacă ține aparat, am să spun. Travel, Codă, Vărcele, Gurbănești, Cruza Vodă, am zis de Dragoș Vodă, Nana, Curcac, sunt 7 localități, 8 care vor pleca. Care... cred că s-au purtat discuții cu ei și v-am ca sigur vom pleca. Nici noi nu vom sta degeaba. Sunt mulți colegi din, care o parte îi vedeți de bine aici și mai sunt și alți primari care nu sunt de acord cu politica pe care o duce la ora actuală conducerea de la PSD și, bineînțeles, au venit către noi. Da. Colegii mei, dacă vor să spun ceva. Vreau să mulțumesc noilor noștri colegi pentru pasul făcut către PNL. Vorbesc de primarii în funcție care au venit lângă noi. Vorbesc de mai vechii noștri membri de partid, cum e Madalina Ovadă, căreia îi urez mult succes la Fundulea. Mai noi noștri colegi PNL, cum e Ciprian Olteanu, căruia de asemenea îi urez mult succes la Unirea. Faptul că noi n-am avut o țintă încă de la început să facem schimb de primari. Asta să fie foarte clar. Faptul că domnul încă președinte al Consiliului Județean a declarat de mai mult timp și probabil o să vedeți peste o oră când vorbim câți dintre primarii noștri vor pleca cu mâna lor. Și prin venirea dumneavoastră sau ducerea lui la PSD, unii dintre primarii PSD încă în funcție au făcut pasul către noi. Nu neapărat că ne-am propus, cum a spus, de mult timp, sau am lucrat, cum a făcut Vasile Iuță de ani de zile sau de luni de zile în sensul ăsta. Așa s-a întâmplat. Putem să tragem o concluzie. Probabil că mulți dintre cei sau toți dintre cei prezenți astăzi la masă lângă noi nu sunt compatibili cu domnul Iliuță. Eu le mulțumesc că ne vor sprijini și o să-i asigur că vom face tot ce putem face, așa fel încât să câștigăm președinția Consiliului Județean și majoritatea în Consiliul Județean. Și vă asigur că soluția corectă este la PNL. Am întrebare dacă intenționați să vă dați demisia de primar, având de vedere că a fost ales și într-un electorat PSD. Vreți să vă fac eu o introducere ca să nu așa o să vorbim la același lucru. Ideea este în felul următor, că așa cum dumneavoastră știți foarte bine, în comunitățile mici, lumea contează omul și mai puțin partidul. Motiv pentru care nu cred că este o problemă faptul că anumiți primari au plecat de la PSD și au venit la PNL, respectiv pleacă de la PNL și se mută la PSD. Contează foarte mult ceea ce au făcut oamenii respectiv în comunitățile în care trăiesc. Din păcate, în România s-a cam denaturat aspectul ăsta vis-a-vis de doctrina politică. Motiv pentru care ne uităm la partide de stânga care au măsuri de dreapta și partide de dreapta care au măsuri de stânga. Așa că nu văd neapărat o problemă prin care au schimbat culoarea politică sau sigla partidului în spate. În ceea ce privește oamenii, cu siguranță oamenii vor vota oamenii și nu partidul. Pentru care, sigur, din punctul meu de vedere, toți cei prezenți aici astăzi la masă alături de noi vor câștiga încă un mandat și cei care nu sunt astăzi primari, cu siguranță vor fi. Bun, dar motivul de care au venit la PNL e că au descoperit că liberalismul e mai bun decât socialdemocrația sau... Păi este incompatibilități dintre... Haideți să vă spun cei care au venit cu 2-3 primari. În momentul în care tu timp de 3 ani de zile, 4 ani de zile, nu-i ajungi cu absolut nimic, ba mai mult, le pui tot felul de piedici, credeți dumneavoastră că vreunul dintre primarii ăia mai cred că în următorii 4 ani vor fi ajutați? Unul la mână, doi la mână.
nu cred că suntem... Eu înțeleg că PSD-ul sub epoca Dragnea a fost un PSD autoritar, sau mă rog, am avut un președinte autoritar, dar măcar Dragnea era un pic deștept. E greu să cred că la Caraș nici de primar ar accepta să vină cineva care se crede un fel de mini Dragnea, dar la o scară mai mică. Și știu că poate a fost un pic răutăcios. Dar în viață și în politică este bine că în momentul în care promiți niște chestii, să le și faci. Scuzați-mă, dar în afară de promisiuni nu prea s-au văzut niște chestii. Și oamenii ăștia trebuie să dea raportul în fața comunității. Cum să spui? Că ai ajutat cum? În condiții în care nu mai fost deloc ajutat. Ba mai mult, în momentul în care ajungi jobânul județului, ca să mă exprim concret, vii și arăți că tu faci după bunul plac. Scuzați-mă, dar nu e ferma personală. Bun, de acord. Deci avem o lege, alegerilor locale. Așa. Ce facem cu ea? Păi de asta să o respectăm. Nu, o respectăm. Deocamdată și-au exprimat intenția de a candida pe PNL. Dacă actuala conducere a Partidului dorește să-i dea afară, nu e nicio problemă. Asta este... Dar deocamdată și exprimă intenția de a candida pe PNL. Bun. Și acum o întrebare pentru domnul președinte Drăgulin. Directiva de la CETU este fără importul din partea PSD-ului. Cum se împacă respectarea acestei directive cu gestul de astăzi? Ați văzut foarte clar, la ora actuală, colegii, viitorii noștri colegi și-au manifestat intenția de a candida pe listele Partidului Național Liberal. Este o directivă pe care trebuie să o înțelegem în strictul sensul. Dacă există cineva care dorește să candideze din partea altui partid, fie el PSD, noi nu ne putem opune. Noi mergem să câștigăm, nu să pierdem. Da? Dacă o parte din primar de la noi pleacă, echilibru există într-o oarecare măsură. Și noi vrem ca acest echilibru să fie balansat către PNL. Înțelegeți? Eu sunt convins că nu suntem nici primul, nici ultimul județ care poartă discuții avansate cu diferiți primari din alte partide, inclusiv din PSD, care vin către noi. Asta nu înseamnă că trebuie să stăm pe loc. Trebuie să ne întărim organizația, iar cei prezenți, garantat, sunt și câștigători. Însă PNL-ul afirmă suscitare, domnule, noi suntem un altfel de partid, noi nu suntem ca răi aia de PSD. Păi tocmai de aia că suntem altfel de partid, domnii primari au venit peste noi. Dar metodele sunt acele. V-am spus, tocmai că suntem un altfel de noi. Nu raporul, că nu, mi-e propriu spus așa. Și au manifestat dorința de a veni către noi, noi suntem de acord. Și vă rog, domnul președinte, să vedem un sondaj de opinie. S-a terminat primirea pentru că m-a ajutat să vă desemnați primarii în municipii, în orașe. Astăzi trebuia să-l primească aseară, cred că-l primească în cursul zilei de astăzi și a să-l dau publicității așa cum am făcut de fiecare dată. Luni se va face validarea candidatului doar pe municipiul Călăraș? Da. Sau și municipiul Călăraș și municipiul de ședință de județ și prima și candidatul la funcția de președinte a Consiliului de Țară. Și Oltenița când? În perioada următoare. Și la Călăraș s-a luat o decizie de primar? Da. M-a și sub mai devreme, nu știu dacă ți-a auzit. V-am auzit ceva, dar mi s-a părut până auzit. Da. Eu sunt candidatul. Da. Deci sondajul... Încă nu aveți, dar știți că veți fi dumneavoastră, că ați spus sondajul încă nu. Da. S-a mai făcut un sondaj în care eram pe primul loc. Se face și acum. Și cred că nu o să zic. Se face, dar nu știți rezultatul, dar știți că o să fiți candidat. Da. În discuțiile pe care le-am purtat cu domnul președinte al partidului, mi-a spus foarte clar că eu voi candida la frecvenția, la primăria municipiului Călăraș. O fi ajuns mai repede sondajul? Se poate. Da, până în luni vor fi definitivate toate sondajele și... Da. Este prima întâlnire cu presa de la excluderea domnului Iliuță. Nu ne-ați comunicat nimic oficial. Spuneți în concret ce ați dori să vă comunicăm. Păi să ne comunicați ce s-a întâmplat. L-ați exclus cu câte voturi, a fost statutar, a contestat decizia... Eu am văzut în mediul online. Nu considerați că sunt informații de interes? Da? O să vă spun câteva cuvinte. Pe 27 februarie am avut ședința Biroului Politic Județean
la care a participat însuși domnul Iliuță, a avut apărare, bineînțeles, i-am dat și cuvântul, am și prezentat înainte de exercitarea votului contestațiile pe care le-a depus, tocmai pentru a fi total transparent și a nu fi oricum a fost acuzați și avem plângeri penale, pentru că am îndrăznit să-l să propunem și să-l dăm afară din partid. Eu așa ceva nu cred că s-a întâmplat în România până acum. Nu cred, sunt sigur că nu s-a întâmplat așa ceva. L-am întrebat de ce a făcut lucrul ăsta și mi-a spus, dar tu nu făceai același lucru? Nu, n-am pus să fac plângere penală vreodată unui coleg de partid pe teme interne de partid. Adică, despre ce vorbim? Ce democrație ar fi trebuit ca toată lumea să ne ridicăm picioare, să salutăm toate acțiunile pe care le-a făcut domnul Iliuță în ultimii ani. Urmare exercit. O să vă citesc articolul 1 din decizia care sumarizează efectiv ce s-a întâmplat. Deci se aprobă propunerea de încetare de drept a calității de membru PNL prin radiere a domnului Iliuță Vasile în conformitate cu prevederile articolului 22 alineatul 2 litera C și D din Statutul Partidului Național Liberal. Această decizie a BPJ a fost adoptată cu 21 de voturi pentru radiere, 4 voturi împotriva radierii și 2 voturi nule. Din punctul meu de vedere, scorul a fost foarte clar. Deși domnul Iliuță Vasile a luat cuvântul înainte de exercitarea votului, așa cum era și normal, a încercat să mai pună presiune câtă mai putea să mai pună pe biroul politic județean, să spună, domnule, vedeți că eu sunt acum pe locul ăsta, dar cu certitudine veți urma și mulți dintre voi și o să... s-ar putea să vă confruntați cu aceeași problemă. Scorul clar demonstrează că n-a fost o decizie a lui Drăgulin sau a lui Barbu sau a lui Filipescu cum s-a vehiculat. Știți foarte bine că au fost niște portavoce ale domnului Iliuță Vasile, care acum vreo 3 săptămâni sau 2 săptămâni acuzau că noi habar n-aveți, oameni buni, în ultimele 6 luni de mandat, președintele unui Consiliu Județean nu poate înceta mandatul de președinte. Și am spus, habar n-are una cu alta, nu poți să confunzi codul administrativ sau legea 115/2015 cu statutul unui partid. Acolo se menționează foarte clar. Funcția e pur politică. Și de președinte și de vicepreședinți. Domnul Iliuță și-a câștigat calitatea, a ocupat funcția de președinte de Consiliul Județean cu sprijinul exclusiv al PNL în urmă cu 4 ani. Atât timp cât partidul te susține și prin votul Consiliului Județean, care sunt membrii PNL și aleși pe listele PNL, e clar că partidul are voie la un moment dat să te cenzureze pentru ceea ce faci în ultimul timp. Ca urmare, BPJ s-a pronunțat anterior, biroul politic local, în prima etapă, așa spune statutul nostru, la propunerea biroului politic local al organizației din care face parte. Face parte? Face parte. Vă explic. S-a pronunțat cu 30-1. Deci scorul a fost drobitor. 30 a fost pentru radierea domnului Iliuță, 1 a fost împotrivă. Domnul Iliuță, și în contestația pe care a depus-o și la Tribunalul Călăraș, pentru că a depus, o să fie termen pe 13 martie, e vorba de ordonanță președințială privind suspendarea deciziei BPJ. În concluzie, domnia s-a spus că nu este membru organizației municipale Călăraș, deoarece în 2014 și-a depus adeziunea în organizația Vâlcelele. Ceea ce e adevărat. Eu n-am mai văzut adeziunea domnului Iliuță, sper să o producă în instanță. De vreo 6 ani. De fiecare dată când ne-am cerut adeziunea, n-a mai fost de găsit. Nu știu din ce motive, dar probabil că există o asemenea adeziune, pe care eu numai cu 6 ani când am fuzionat, am văzut-o. Adeziunea respectivă. Și-a depus la organizația Vâlcelele. În statut, la articolul 16 și în articolul 4 din regulamentul de organizare
al organizațiilor locale și județene, se menționează foarte clar cum poți să obții calitatea de membru. În organizația, în localitatea unde ai domiciliu, unde ai viza de reședință sau locul de muncă la alegere. În momentul propunerii de excludere, domnul Iliuță nu mai îndeplinea niciunul dintre aceste trei criterii. Nici domiciliul, pentru că îl schimbase în noiembrie 2019, plan ideea în care spună presiune pe domnul Drăgulie, vin la primărie, dă-te la o parte și așa mai departe. Cred că asta a fost un președinte normal care stă la coadă cu televiziunea după el sau cu ce Dumnezeu a făcut atunci. Nici viză de reședință, iar locul de muncă știți foarte bine unde l-are de 4 ani de zi. Bun, ne mai îndeplinim niciuna dintre aceste condiții. Cum ar putea să fie în continuare în organizația din Vâlcedel? Atâta timp cât condițiile spun în ce organizație se află, la Călăraș. În cadrul ședinței au fost luați în discuție și consilierii județeni care nu au susținut proiectele, de fapt amendamentele dumneavoastră? Nu. Urmează într-o viitoare ședință de birou politic județean să analizăm această problemă. Vom vedea miercuri ce va spune instanța. Vis-a-vis de ordonanța președințială pe care a introdus. Domnule Pandea, ați cochetat cu Pro-România și totuși ați ales PNL. De ce? Puteți să ne spuneți care sunt motivele alegerii noastre? Așa este. Așa cum știți, mare parte dintre dumneavoastră și n-am făcut-o niciodată, n-a fost un lucru ascuns, am o relație de prietenie cu Marian Neașu. Și, într-adevăr, am avut niște discuții vis-a-vis de Pro-România, însă, cred că pentru Călăraș cea mai bună decizie este ca eu să fac parte din PNL. Am prieteni în Pro-România, nu mă dezic de ei, nici de Alex, nici de Răzvan, dar vreau ca organizația PNL Călăraș să fie din nou câștigătoare și vreau ca Vali Barbu să fie președintele Consiliului Județean. Pentru dumneavoastră, ce vă doriți? Așa, ca să vă răspund sincer, ce mi-am dorit și în 2016, dacă vă aștept aminte, mi-am dorit să câștigăm. În 2016 puteam să candidez pentru orice funcție. Și poate cu o parte dumneavoastră știți, cu o parte poate nu știți. Dar am avut o discuție cu președintele Dragnea și m-a întrebat ce vreau. Am spus, domnul președinte, sunt destul de tânăr și cred că trebuie să demonstrez întâi. Am demonstrat atunci. Mai vreau să demonstrez odată. Și vedem după aceea. Domnul Drăgulin, da. Domnul Ciprian Pandea va obține o funcție de conducere în PNL sau deocamdată? Bineînțeles, da. În prima ședință al Biroului Politic Județean o să propunem ca domnul Ciprian Pandea să fie vicepreședinte al organizației județene. Uh-huh. Să știți, nu ce și fără funcție. Da. Eu n-am fi pătoria să întreb. Iar în Consiliul Director Județean o să-i portăm și pe actualii primari care, după ce, dacă e da afară, pot veni lângă noi. Vreau să vă mai spun un lucru. Să știți că nu neapărat numerii ne interesează, ci ne interesează oamenii de valoare. Ne interesează oamenii cu principii de administrație care să realizeze ceva în comunele lor. Ca atare, cei prezenți aici au considerat, sunt convins, și nu vreau să vorbesc cu numele lor, că în PNL există dialog, există un echilibru, indiferent de suntem pe funcție sau nu, între toți cei care sunt membri PNL. Și atunci este normal. I-am primit pentru că din discuțiile purtate, asta a și de ieșit. Pe noi ne interesează, v-am zis, faptul că, într-adevăr, cei care sunt de față aici sunt oameni de valoare. Pentru domnul Pandea. La ultima vizită a domnului Ciolacu a transmis conducerii organizației județene a PSD Călăraș să facă toate eforturile pentru a vă readuce. Au făcut demersuri în acest sens? Vreodată? Nu, nu au făcut niciodată. Și mai este o chestie. Să știți că nu a fost neapărat o decizie ușoară și cred că pentru niciunul dintre cei aflați la masă nu a fost o decizie ușoară. Dar gândiți-vă că noi am plecat dintr-un partid care a avut în 2016 46%. Evident, domnul președinte Dragnea a reușit să-l aducă la 20%. Din păcate, nici actuala conducere și nici cele ce l-au precedat pe Dragnea nu au făcut nimic în privința asta. Din punctul meu de vedere, cred că țelul lor este să-l distrugă partidul ăla.
Acum vă spun fix situația mea. În momentul în care semnezi o scrisoare și pe baza unor principii, că într-adevăr Dragnea făcea rău PSD-ului, și de pe urma scrisorii câțiva dintre noi suntem executați, restul ajung fie președinți, fie secretari generali, fie miniștri, fie mai știu eu ce, fie prim-miniștri unii, scuzați-mă, dar nu se pare că au caracter. Și atunci, nu vă spălați pe mine, dar prefer să mă duc undeva, să mă duc și să fac echipă cu un dușman, între ghilimele, da, politic, care a avut principii și cu care am putut să discut și până la urmă să am o discuție în contractorul politică, dar bazată pe principii, decât să se numim niște oameni fără caracter. Este fix părerea mea, pe care, credeți-mă că mi-o asum. Din păcate pentru PSD, nu și-a mai revenit după Dragnea și nici nu cred că își va mai reveni după Dragnea. Și mai am o mențiune de făcut. Am tot citit în presă că sunt rădător. Păi scuzați-mă, dar eu sunt rădător de ce? Că am fost executat și că nimeni n-a mai avut nevoie de mine? Că dacă nu-ți dorit într-un partid, prefer să fac politică în alt partid? Eu sunt rădător pentru că tatăl meu mă urmează. Nu cumva ăla care are fratele într-un partid și el în alt partid este mai rădător decât mine? Că tot el mă făcea rădător. Sau avem soțul în alt partid? Și de ce eu sunt rădător dacă vin de la PSD către PNL și unul care pleacă de la PNL către PSD nu-i rădător? Adică aș prefera, mai ales că vorbim de presă, să fim cât de cât echidistanți. N-am o problemă, mi-asum toate deciziile, mi-asum absolut toate faptele pe care le-am făcut. Dar haideți să fim cât de cât echilibrați. Repet, nu cred, din punctul meu de vedere, mai ales cu actuala conducere de la Călăraș, că se mai poate face politică acolo. Și nu vă supărați. Dar în 2016 PSD Călăraș a luat 53%. Eu sunt curios, marele învingător al politicii călărășene, care a intrat în politică învingător și de când e președinte la PSD nu a pierdut, ce o să facă? Și mai e o chestie, că tot aud prin presă, aud pe la diversi colegi, pe la primari, că vine un luceafăr al politicii și aruncă cu milioane de euro în campanie. Nu cred că toată lumea se vinde. Cred că am trecut de epoca aia și le spun celor care trăiesc cu impresia că va veni cu bani. Ce om normal la care vine și bagă banii lui, pentru ce? Doar pentru faimă? Nu cumva să-și recupereze? Și dacă vrea să-și recupereze, de unde și recuperează? Nu? De la votanți? Nu cred, cred că aș vrea să cred totuși că am trecut de perioada aia. Aș vrea să cred că putem să facem politică bazată pe principii. Politică, mai e o chestie. Știți că în 2017, când a apărut PNDL-ul, foarte multă lume, unii m-au lăudat, unii m-au înjurat. Mă bucur că foștii mei colegi de la PSD astăzi se laudă cu faptul că guvernul PSD a făcut o împărțire echidistantă a PNDL-ului. Dar credeți-mă că dacă veneați la ședințele de BPJ și colegii sunt martori aici, nu cred că era aceeași discuție a unora. Erau foarte deranjați de faptul că dezvoltăm pe toată lumea. Păi, scuzați-mă, dar suntem, după ce că suntem un județ sărac, că ăsta e adevărul, în momentul în care ți se oferă posibilitatea să aduci cât mai mulți bani, să investești cât mai mult în județul ăsta, să nu o faci, înseamnă că ești un idiot. Eu n-am preferat să fiu idiot. Am preferat să fiu, poate, înjurat de unii, dar mi se pare normal pentru că, indiferent de culoarea politică a primarului, oamenii ăia trebuie să beneficieze de niște condiții normale. Îmi asum că unul singur dintre primari a primit mai puțin pe PNDL decât restul, dar am considerat că are șansa să obțină pe fonduri europene. Și râde că e lângă mine. Dar am preferat să dezvoltăm comunitățile mici. Păi, într-adevăr, n-aveau de unde, pentru că vă dau exemplu cel mai concret, că e cel mai simplu. Ștefan cel Mare, pe cu venituri de 100.000 de euro într-un an de zile, venituri proprii, ce să faci? Că un kilometru de asfalt e undeva la 200.000 de euro. Ce să faci cu 100.000 de euro? Și evident că prefer să iei pe PNDL, prefer să depui pe fonduri europene. Mare parte dintre dânsii au depus și pe fonduri europene, au avut și pe PNDL. Au rămas pe fonduri europene cu ce au avut depus, ce nu s-au putut, au depus pe PNDL. Dar așa mi se pare normal că putem să dezvoltăm. Și mai e o chestie. În 2016 am plecat cu aceeași idee, cu toții, că dezvoltăm județul. Din păcate, unul are impresia că l-ați votat singur. Nu e așa. Adică, dacă e să discutăm logic și îmi pare rău că n-a venit un... Nu-i prezent un ziarist aici, că mai nu înțeleg că are o plăcere să mă facă o mine trădător. Dar ar trebui să-i aduc aminte că am de câte ori a venit pe la ușă, pe la mine. De câte ori m-am zis că el de mânuță la CNI. Am făcut-o pentru județ. N-am făcut-o nici pentru Pandea, nici pentru Iliuță, nici pentru Drăguri. N-am făcut-o pentru mine, am făcut-o pentru județ. Am făcut-o acum să ne asumăm toate cele și ce n-am făcut.
E vorba de o gândire politică. Și dacă dânsul a fost în stare să facă echipă în continuare cu oamenii ăștia, cred că e o problemă. Știți cum e? E vorba aia, proverba la românesc. Dacă ești pe stradă și unul spune că ești beat, zici, bă, are ceva cu tine. Îți spun doi. Dacă îți spun 10, nu te gândești? Adică, mi-e greu să cred că dacă ar fi vrut să facă în continuare politică și să facă politica pentru toată lumea, nu doar pentru el, n-ar fi putut să rămână. Și înțeleg, am tot la dumneavoastră prin presă, am citit că, vai domne, ce clinciuri, ce a făcut PNL-ul până acum. Păi de unde a fost până acum? Până astăzi. Până ieri, până la altă ieri, când l-au spus lucrurile astea. Acum 2 ani era aceeași problemă în PNL? A, da. Acum 2 ani era în continuare președinte de Consiliul Județean și candidat și era în regulă, nu era nicio fel de problemă. Adică, scuzați-mă, nu cred că oamenii mai sunt așa creduți și așa dispuși să creadă absolut orice povestește un nene. Voiam să vă întreb, care au fost până la urmă motivele pentru care Vasile Iuț a fost îndepărtat din organizația PNL? Trebuie să vă citesc din statut. Din statut? Ce am invocat în decizie? Aderarea sau la sau susținerea publică a unui alt partid sau a unei alte doctrine politice. Vorbim de susținerea publică a unui alt partid și declararea sa ca independent acelui membru. Afirmație pe care a făcut-o în ședința noastră BPJ din 16 ianuarie, când în cadrul ședinței a spus că are calitatea de inculpat într-un dosar, știți foarte bine că e de notorietate treaba asta, și a spus că va candida ca independent la primăria municipiului Călărea sau la președinția Consiliului Județean. Ori acest lucru încarcă din start statutul. În mod normal, trebuia să facă un pas lateral, putea să spună, domnule, conform criteriilor de integritate statutului, nu mai pot candida, rămân membru partidului, las altora posibilitatea. Deci, prin aceste afirmații.